Împreună cu noi pe cei trei despre care am auzit și ne-au fost prezentați. Aș vrea să mă îngăduiți, dragii mei, ca din partea Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din țara noastră să le mânez în semn de apreciere celor trei frați păstori care au slujit aici la Bălișoara un certificat de apreciere în care stau scrise cuvintele: stimate frate, vă mulțumim frumos pentru anii de slujire în Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România. Dumnezeu să vă dăruiască sănătatea, înțelepciunea și puterea necesară pentru a continua să-L slujiți pe El, slujindu-I pe frați. Osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică, spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. Frate Viorel, Dumnezeu să-ți binecuvânteze. Dumnezeu să-ți dea ani mulți de aici înainte, pentru că tu ești foarte tânăr, mult mai tânăr ca biserica. S-a amintit de lucrul acesta, așa că profeția pe care ai făcut-o cu jubileul următor s-ar putea în puterea lui Dumnezeu să stea în picioare. Domnul să te